Bună ziua și bine v-am regăsit! Sunt Adriana Stoicescu și vă invit ca de fiecare dată să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor de după gratii. Veți asculta astăzi povestea unui tânăr pe care detenția l-a schimbat radical. Eu, dacă n-aș fi ajuns la închisoare, nu m-aș fi schimbat niciodată. Aș fi rămas un golan violent. Este declarația unui adolescent ajuns în pușcărie datorită anturajului, un tânăr care trăia până mai ieri dintr-un scandal într-altul, dintr-o tâlhărie într-alta. Acest tânăr avea puțin peste 22 de ani când a fost încarcerat. A primit o sentință de 7 ani și 2 luni de închisoare. A tâlhărit, a condus fără a avea permis, a bătut pe oricine i-a stat în cale, a furat. Nici el nu mai știe exact câte ilegalități a făcut. Povestește cu detașare că a făcut atâtea grozăvii din cauza anturajului și a faptului că el avea obligații. Tânărul arată lumii o altfel de față a adolescenței și a tinereții. Mulți dintre noi nici măcar nu ne imaginăm o astfel de viață. Numele acestui condamnat este Claudiu Viorel Găman. Are 24 de ani și este dintr-un sat din imediata apropiere a drobetei Turnu Severin. Cum e la închisoare? Greu. Este deci... greu. Deoarece nu suntem alături de cei dragi, de familie, de... importăm mai mult important de familie. Cum ai ajuns aici? Ce s-a întâmplat? Din cauza anturajului. Deci afară aveam un anturaj numai cu bătăi, băuturi, scandaluri, deci numai asta a fost anturajul meu de când am ajuns la Severin, la mine, la liceu. Și așa am început. A fost o situație mai grea la familiei mele, am fost mai săraci și a trebuit să mă descurc, să-i ajut și pe ei, că și m-au ajutat destul pe mine. Și când am ajuns la oraș, am început ca cu bătaie. Pentru unul, pentru altul m-am băgat să câștig bani, am mai lucrat, nu prea m-am dus la școală, asta a fost, a fost foarte greu, foarte greu. Și din cauza asta am ajuns și aici, la pușcărie, din cauza anturajului. Te consideri un golan? M-am considerat un golan, dar nu mai. Acum am realizat că cel mai important lucru e familia mea. Că stau și stă și mama și sufere, tata e și el arestat la Severin acum. Tatăl tău pentru ce e arestat? Conducere fără permis și un suspendare cu bătaie. A bătut pe cineva și a dat cu suspendare, probațiune. Și a condus mașina fără permis, l-a condamnat și e și el arestat de un an și 3 luni. Te consideri un om violent? Acum nu mai. Am momente când mai... ca oricare, suntem tineri, ne mai supărăm, ne mai rădă, dar nu mai sunt cum am fost. M-a schimbat foarte mult pușcăria aici. E foarte greu și am vorbit tot și cu educatorii, și cu familia mea, și cu prieteni, și am auzit fel de fel de cazuri și am ajuns la o concluzie și am considerat că e mai bine să fiu liniștit, că să mă duc acasă cu familia mea. Ce nu mai ai găsit tu aici la închisoare? Tot felul de oameni, și răi, și buni, și dușmănoși, deci foarte, foarte multă lume. Lume cu fapte diferite, cu probleme diferite, necazuri, și am ales și eu ce a fost mai bun, poveștile lor, să nu mai fac și eu, stau de vorbă cu fel de fel de oameni. Pe Claudiu l-am întâlnit în închisoarea de la Craiova, un loc în care durerea și tristețea se reinventează de la o zi la alta. În acest loc, golanul de altădată s-a maturizat brusc. Peste noapte a trebuit să învețe a supraviețui într-o lume plină de frustrări. A fost nevoit să-și analizeze viața și să-și conștientizeze greșelile. Este unul dintre puținii condamnați din închisorile României pe care detenția l-a schimbat în bine. Este, fără să vrea, o lecție de viață pertinentă.
Ce povești circulă pe aici? Cum să vă zic eu? Povești legate de viața noastră. Cum a fost viața lor? Vorbeam cu fiecare persoană așa în cameră. Uite, a fost, cum era viața lui afară. I-am povestit și cum a fost viața mea. El a spus, a avut și el un anturaj așa. Și l-a părăsit familia. Acum e singur anumite persoane. Și am văzut ce a fost bun de la ei, ca să nu pot să-și luă același lucru, să mă lase părinții mei, cu toate chestii alături de mine, și la bine și la rău, a fost tot timpul. Și am ajuns așa, cred că e mai bine să fiu cu minte, numai să meargă să fac prostii sau ce am făcut eu până acum. Ce a spus familia când a auzit că trebuie să vii la închisoare? Am început să plângă, mama era la mine acolo la Severin, a început să plângă. Când m-a arestat, vărul meu a anunțat-o pe ea. A fost rău, a plâns, mama a intrat la pușcărie, e greu. Tatăl meu nu știa, a aflat la o zi diferență după ce eram, la două, cum ar fi a doua zi, după ce eram pe arest. A venit la mine, tot la fel. Mi-a povestit că nu-i bine, știam legat de pușcărie, că el mai făcuse tatăl meu pușcărie și îmi spunea să nu-i bine. Și așa, așa, să ne ajung tată, să ne ajung de aia. În cauza anturajului am ajuns la pușcărie și de greu. Dar despre ce anturaj e vorba? Ce făceați voi? Concret. Beam la bloc, ne băteam prin oraș. Aveam un grup de 10-15 persoane și ne plimbam. Plecam încolo, încolo, băteam cu fete, cum e tineretul ziua de azi, ne plimbam încolo, încolo cu ele. Băutura și atât, că de droguri nu am avut niciodată, am intrat în anturaj cu droguri. Doar așa, cu bătăi și cu golăneală în general. Golăneală. Vă băteați între voi sau cum? Eu mai băteam și între noi, mai plecam și în grupuri, băteam lumea. Mi se părea nou că se uită cine aură pe stradă la noi și băteam. Băteam, ne luam de ei, degeaba așa ne luam. Ne luam de fete pe stradă, așa eram. Grupul nostru, plecam mult și așa eram, ne luam, numai prostii făceam. Vi se spunea într-un anume fel? Nu se spunea, nu era o bandă sau ceva de genul ăsta, nu. Era un simplu, eu eram acolo, grupul nostru, în autogar acolo, cartierul nostru. Și când plecam, făceam numai prostii. Tu ai vreo poreclă? Da. Cum ți se spune? Puma. De ce? Când am venit la Severin, îmbrăcam numai la Puma, la training-uri, la Adidas, la tot. Și așa mi-a rămas Puma. Corect. Și așa mă cunoaște majoritatea. Claudiu are o inteligență nativă ieșită din comun. Nu a fost însă capabil, până nu a ajuns în închisoare, să-și o valorifice. Este condamnatul care nu ratează niciun curs din penitenciar. Învață să picteze, să zugrăvească, să tundă sau să gătească. Face orice pentru a-și ocupa timpul. Pe lângă cursurile caracteristice locului, Claudiu este și un fel de confident al celorlalți condamnați. Îi învață ce este detenția și le spune cum să se comporte, atât după gratii, cât și atunci când se vor elibera. Îi învață să-și iubească familia și să se iubească pe ei. Le arată cum pot sta departe de infracțiuni și de răutatea din temniță. Le povestește cum a venit el la închisoare, un golan fără de vreo șansă. Șansa lui în viață a fost tocmai aruncarea lui în pușcărie. Detenția l-a ajutat să se reinventeze. Ce fel de om ești tu? A fost un om, acum pot să vă zic, am fost un om cu obligații mai mult. Am avut obligații. Am fost cu obligații. Când, obligații de ce? În ce sens? A trebuit ca să mă descurc, să am bani, să am ales, să pot să ajung și părinții mei. V-am zis că a fost situație rară la ei. Și din cauza aia m-am făcut și multe fapte. Prostiile care le-am făcut, le băteam lumea pentru bani, pentru alea. Mai furam, cum eram copil, mai băteam pe la pe stradă, mai luam un telefon, mai scăpam. Deci am fost un om cu obligații tot timpul. Și așa am fost eu. Nu mi-a plăcut să cer la părinții mei, mi-a plăcut să mă descurc singur. Am lucrat, tot așa, dar fără carte de muncă, la negru, tot ca să-mi ajut familia. Câte școală ai tu? Normal, acum am 13 clase, dar neterminate. De ce? Pentru că am făcut la liceu, am fost la liceu la auto
și am făcut seralul și trebuia să fac și liceu. A rămas un an corigent și după aia am continuat și în clasa 13-a, când eram, m-a arestat. M-a arestat din nou și n-am mai terminat să dau, ca să pot să iau bacul. Nu te-ai gândit să-ți continui studiile aici? Nu se poate aici. Aici nu se poate. Am vrut să cunosc și mi-a zis că nu, domnul educator nu mai ținte exact cine, că nu se poate aici în cadrul închisorii, că prevede, nu știu, până la o anumită, la 10 clase sau nu mai știu exact cât mi-a zis. Că vreau să termin ca să iau aici, dar nu mai afară și nu se poate de când mă ești eliberat de aici. Te-a schimbat în vreun fel închisoarea? Da. M-a făcut mai sensibil, mai cu minte și cu frică, așa, că nu mai fac ce am făcut. Și să mă duc acasă lângă familia mea, lângă mama mea și lângă tatăl meu. Aveai o iubită afară? Aveam, da. Ea ce a spus când a auzit pe trec? Ea, altceva să văd, a plâns și a vrut să mă caute aici, la pușcărie. La închisoare aici. Și am spus că mai bine să mergem fiecare pe drumul nostru, că eram afară, eram mai gelos eu de fel. Și am să mergem fiecare pe drumul nostru, că decât să avem, să mă cer cu ea sau să-mi spună una vorbă, ori e așa, ori nu e așa. Așa era la început, acum am realizat că n-ar mai fi o problemă asta. Și am renunțat să mai fiu cu ea. Mi-a trimis scrisori, am colaborat o perioadă de timp prin scrisori și la un moment dat nu mai am pus punct. De ce ți-e cel mai tare dor de afară? De părinți, de mamă și de tată. De mamă cel mai mult, că ei sunt în libertate. Și în al doilea rând de tată, că și el e arestat la penitenciar, la Severin. Dar tu concret pentru ce ai fost condamnat? Pentru tâlhărie condamnat. Pentru tâlhărie am fost condamnat. Și în acest timp, când am fost condamnat pentru tâlhărie și eram pe arest în executarea acolo pe 29 de zile, mi-au mai venit și alte fapte. Ce reprezintă tatuajul? Un tribal maiaș. De ce ți l-ai făcut? Mi-a plăcut să-l fac. Acum mă căiesc că l-am făcut, dar atunci era la început și l-am făcut. Așa eram. E singurul? Nu, am mai multe. Câte tatuaje ai? În jur de 70-80. Da, tot corpul. În momentul în care a fost arestat, avea o iubită. Luni la rândul l-a căutat la închisoare. I-a scris tot felul de scrisori. A renunțat însă la iubire și a spus că el nu poate rezista unui astfel de sentiment. Spune cu o sinceritate ieșită din comun că el este gelos din calea afară. Toată iubirea pe care o avea și-a îndreptat-o către familie. Își dorește cu disperare să-și ajute familia, să facă ceva să le șteargă durerea venirii lui la închisoare. Claudiu nu este singurul care este după gratii și tatăl lui este încarcerat. Dar de ce? Este o, nu știu, o mândrie să fii tatuat? Sau? Nu, mi-a plăcut mie. Nu este o mândrie, mi-a plăcut mie să mi le fac. Unele simbolizează numele, inițialele la părinții mei, altele niște plăceri ale mele, ce mi-a plăcut mie. Mă consideram în anturajul meu atunci dintr-un, așa consideram eu, clan Yakuza, așa, și mi-am făcut multe tatuaje din acel clan, adică mi-am scris Yakuza, tatuaje cu dragon, mai multe. Dar nu se sperie fetele de tine vara când te văd? Nu s-au speriat, la multe le plăceau, deci la majoritatea le plăceau. Am avut multe, le aveam de afară până să vin la pușcărie. La pușcărie am făcut o parte din ele, la început. Cine ți le-a făcut aici? Niște băieți. Un băiat, Ionuț, nu mai știu exact cum îl chema, el mi-a făcut vreo 4-5 tatuaje, unul mi l-am bătut eu și cam atât așa am făcut, atât am făcut aici în cazul penitenciar. Tu câți colegi de cameră ai? 24 inclusiv cu mine. Și ei pentru ce sunt închiși? Pentru omor, unii dintre ei, pentru înșelăciune, alți colegi pentru evaziune, alții pentru viol, alții pentru furt, alții pentru, nu știu dacă pentru bătaie sunt, dar înșelăciune, evaziune și mulți violuri și omoruri. Nu ți-a fost frică
Atunci când ai auzit pentru ce sunt condamnat, să dormi cu ei? Nu mi-a fost frică. Având anturajul meu, nu mai cu bătaie, cu scandal, nu mi-a fost frică. Dacă consideram că dacă unul are tentă să mă taie sau să-mi facă ceva, săream la el. Nu mi-a fost frică niciodată. De niciun fel de deținut cu orice fapt avea. Ce sfaturi ai primit tu când ai fost aici? În carcera, când ai venit prima zi? De către... Alți deținuți, ai primit sfaturi? Te-au învățat cum să te comporți, ce să faci, ce să... Mi-au explicat anumite lucruri. Să-ți vezi de patul tău, să fii cu minte, să nu te bagi în anturaje cu ăla, cu ăla, să nu-ți faci prieteni mulți, că nu sunt bun prieteni la pușcărie. Dacă poți să ajungi pe cineva și ai un prieten bun, l-ajuți, dacă nu, nu-l ajuți. Cam atât așa a fost sfaturile, mai mult, nu prea... Și dacă îmi ziceau ei mai multe, care nu le consideram eu sfaturi bune, nu le luam în considerare. Dar tu când erai afară, știind că tatăl tău a făcut închisoare, nu ți-a fost niciodată frică să ajungi aici? Că s-ar putea prin ceea ce faci să ajungi să fii închis? Ba da, mi-a fost frică. Dar în momentul acela respectiv când făceam câte o prostie, poate nu făceam din conștiință. Făceam inconștient, să știu, ori din cauza unei băuturi, ori din cauza unei gelozii la o fată de băteam pe altul care s-a luat de ea, sau din cauza anturajului că uitam, plecam mai mulți, a, bă, nu te ba, sau, a, nu suntem și noi toți. Și dacă să eu luau ei la ceartă, săream și eu și uitam, după aceea realizam că puteam să intru la închisoare. Și mi s-a întâmplat de mai multe ori, mai multe probleme, cu bătaie, cu ce v-am spus, cu droguri, cu băutură, cu ăștia, da. După ce mă trezeam sau realizam, la o perioadă nu mai făceam, iar după aceea făceam. Așa a fost eu să ajung aici. Viața acestui tânăr se pot trage multe concluzii pertinente. Tinerii pot înțelege ceea ce înseamnă un anturaj nepotrivit, ce înseamnă să te consideri un rebel fără cauză și fără scop. Părinții pot învăța ce înseamnă necunoașterea și delăsarea. Viața lui Claudiu, de până la încarcerare, este din păcate existența unor multor tineri, adolescenți care nu știu ce vor cu adevărat, copii scăpați din mâna părinților. Tineri care cred că pot face orice fără a da vreo explicație. Viața însă nu este așa. Claudiu a înțeles acest lucru de-abia după ce a fost condamnat. Își amintește că atunci când făcea ilegalități, a fost la un pas de moarte. Cu toate astea, nu a renunțat la violență și la furt. Tu crezi că ai putea să fii un model pentru cineva? Acum da. Ce fel de model? Foarte bun, adică să dau sfaturi bune. Am dat foarte multe sfaturi în multe camere diferite acum. Și cu mulți oameni le-am dat sfaturi, care am făcut câțiva oameni să și plângă. Și în același timp am plâns și eu. Se gândeau, majoritatea, am avut vreo 2-3 băieți care se gândeau, am vorbit cu ei separat. Se gândeau, a, acum ies afară, îl omor pe ăla sau îl tai pe ăla, că uite, așa, din cauza lui sunt aici, sau iau și pe aici. Dar nu e bine să faci asta, că uite, ajunge aici, uite, eu am ajuns prima oară și e rău. Nu vreau să mai ajung aici, vreau să fiu acasă. De ce să nu stai lângă familia ta, lângă copiii tăi? Că avea copii persoana respectivă. Eu nu am, vreau și eu să-mi temeiez o familie, să le... Și nu-i bine. Mai ales că ai copii. Și am avut acum o discuție în cameră, o ceartă acum vreo 2 zile în urmă. Am sărit într-o seară la... M-am certat cu cineva în cameră și a sărit la noi. A sărit la mine mai mulți înși. Și o persoană care are o fată, și la el a fost. L-am luat pe persoana respectivă, cealaltă persoană, nu cea agresată, cea care l-am luat deoparte, că nu, și s-a dus la pat. Fiindcă avea o fată mare care i-a și născut acum fata lui, a făcut o nepoțică, cum ar veni. Da, și a doua zi, cum ar veni ieri, duminică, am stat de vorbă și a plâns. Bă, Claudiu, să știi că ai avut dreptate despre ce mi-ai spus, dacă să ieșeam și eu. Și are o pedeapsă foarte mare, are 20 de ani pedeapsă. E, nu, are pe viață are. Și uite, dacă făceam, îmi tăia tot ce am făcut sau mai știi ce, făceam rău. Și a zis, mulțumesc, mi-a mulțumit și eu i-am mulțumit lui că s-a întâmplat, s-a încheiat toată problema.
a fost un lucru foarte bun. Am făcut numai lucruri bune deocamdată aici. Te vezi având o familie? Da. Chiar și îmi doresc să am o familie. Când e să apar primul lucru, acesta o să-l fac. O să încerc să-mi fac o familie. Să mă însor, primul rând. Să-mi fac un copil și să stau cu minte la mine acasă. Că pot să mă descurc și acasă la țară, la mine acolo, unde sunt eu. Nu mai vreau să stau la Severin. La Severin poate să înceapă anturajele. Am să închei cu Severin. Vreau să mă retrag la țară, de unde sunt, de lângă Străia, de la Greci, să stau cu părinții mei și să-mi găsesc o fată și să-mi fac o familie. Dacă vei avea copii, le vei spune că ai fost la închisoare? Sigur o să le spun. Deoarece o să mă întrebe ce sunt tatuajele, de ce am tatuaje sau știți și dumneavoastră cum este la țară, într-o comunitate. Lumea vorbește. Tatăl tău a făcut pușcărie sau aia și n-am cum să ascund acest lucru de ei. Trebuie să le spun, dar să-i învăț foarte bine și să nu lipsească nimic. Eu poate și din cauza lipsurilor. Adică mai mult și din cauza lipsurilor am făcut ce am făcut. Am vrut să am tot timpul banii mei, să am tot ce îmi trebuie mie, să nu cer nimic la părinții mei. Eu așa am fost. Din cauza că a fost situația mai grea și nu puteam să le impun, tată, dă maia, fă maia, cumpără maia. De-aia mi-am cumpărat singur ce am vrut. De-aia am și ajuns aici. Dacă te aduce viața, era aici? Nu cred că să mai mă aducă viața. Poate, nu știu, poate oricum să fac ce am făcut eu, adică bătăi sau din cauza băuturii sau așa, nu, niciun caz. Poate numai cine știe cum, cineva să mă vească familia rău de tot și care să nu se mai poate să aplaneze acest lucru, să ajung aici. Legat de familia mea, în rest nu, pentru rest, pentru nimeni nu mă mai interesează. Decât legat de familia mea. Dacă ai o problemă, ceva cu cineva și o să fiu acolo sau să aud, așa da, poate. Să nu pot să aplanez în așa fel, să nu mai fie posibilitate, să sară persoana respectivă la mine sau să nu mai pot să mă apăr sau fără să lovesc prima oară. Așa poate din cauza asta, dar în rest nu, nu mai o să ajung niciodată. Nu a fost vreodată în închisoare, nu are cum înțelege durerea acelei lumi, una în care te transformi automat într-un om bun sau într-un om rău. Depinde de tine și de tăria ta ce devii. Claudiu a ales să se schimbe în bine, și-a întărit iubirea pentru familia lui și a învățat să spere și să viseze. Știe cu siguranță că își va întemeia o familie, își va ajuta părinții și va demonstra lumii că fostul golan a rămas undeva într-o adolescență rău înțeleasă. Ce reprezintă iubirea pentru tine? Iubirea față de familie, vă referiți? Sau în general? Iubirea te strofoacă rău unele ori. Te distruge în interiorul tău. Pe mine, când mă gândesc, mă trec și ori când vă spun, mă gândesc la familia, în general la familia mea, nu vorbim la fete, că au fost de trecutului, la familia mea în prezent. Iubirea față de familia mea mă aduce multă suferință, că chiar azi am primit și scrisoarea la mama și mi-a zis, bă, mamă, să vii acasă, că n-a avut bucurii în vârsta ei la 50 de ani. Plâng uneori, plâng, mă trec așa, fiori, chiar când vă povestesc și acum. Și nu vreau să mai fac să suferi nici familia mea și vreau să fiu mângâit, să pot să iubesc, să pot să-i ajut legal. Nu e ilegal cum am făcut până acum, cu rele, numai cu rele, numai rău am făcut. Nu vreau să mai fac asta. Crezi în Dumnezeu? Da. Da, că de multe ori am scăpat. M-a scăpat Dumnezeu, puteam să fiu mort de multe ori. Deoarece puteam să fiu mort, să vă dau și un exemplu. Aveam vreo 17 ani și am avut o problemă cu niște băieți într-un cartier și eram singur. Am bătut eu vreo 2-3 dintre ei și la vreo săptămână m-a așteptat mai mulți. Și mi-a dat cu pară aici în cap și mi-a rupt maxilarul cu totul. Sunt operat aici la tâmplă. Și dacă nu era Dumnezeu, poate era mort în ziua aceea. Și m-am rugat, m-am mulțumit, Doamne, mulțumesc că m-ai scăpat de ăștia, de moarte. Și nici n-am mai avut tangență. Am lăsat iar o perioadă, n-am mai avut probleme de vreo 2-3 ani. Am scăpat să-mi dea anturaj, după aia iar am luat anturajul.
Ce le-ai spune tu tinerilor care afară fac ceea ce ai făcut tu înainte de închisoare? Să nu mai facă, să înceteze, să se gândească în primul lucru la familia lor, că e cel mai important din lumea asta, familia. Și nu rezolv nimica cu bătaia, cu băutura, cu alcoolul, nu rezolv nimica. Sau și pentru persoane ce l-am trecut droguri. Am avut și în înturaje cu droguri, dar numai că eu nu am consumat. Am văzut, știu cum sunt, știu tot, dar n-am consumat și le spuneam și lor. Nu e bine. Nu e un lucru bun, că aici te aduci la mulți. Vorbesc și acum cu prieteni afară, la telefon. Am un copil la mine din sat de acolo, care mă vizitează aici cu mama, vine la mine și spun, fii cu minte, du-te la școală, nu face prostii, să nu bei, să nu fumezi, să nu ai cerduri, ai cerduri, cu cine mai bine pleacă tu, sau spune la profesoară sau unde ești tu, să nu facă ce am făcut eu și ce aud de la mine, să nu facă, să nu se certe cu nimeni, să nu vine să plece, dacă ia o palmă, să pune capul jos să plece. Îi mulțumesc pentru palma asta și gata, e mai bine așa, Dumnezeu îl pedesește în felul lui pe oricine. Cum ai definit o închisoare? Închisoarea, cum să o definesc? E un lucru groaznic, din punctul meu de vedere. De ce e groaznic? Te ține departe de familia ta. Nu poți să vezi. Ai atâtea interdicții. Sunt foarte multe interdicții, de nu-ți dă voie. Pe o parte și într-un lucru te educă în alt fel. Te educă. Pe mine m-a ajutat mult. Toate cursurile educative, toate vorbirea mea cu domnii sau doamnele psihologi. Am ieșit personal să vorbesc. De multe ori m-am cerut eu să vorbesc. Să mai alin durerea, suferința. Mai aveam, poate, aveam probleme. Doamne, uite, mă simt rău din cauza. Uite, am nervi, sunt supărat. Ce, unde? Și spuneau, te gândești la familie, la alea, da, da, te cerți în cameră, da, m-am certat, încearcă să fii și în unele te educă. Te educă să nu mai faci ce ai făcut, dacă în caz că ajungi aici. Dar mai bine să nu ajungi aici, ca să nu mai fie nevoie de educație. Că dacă ai intrat aici, s-a distrus viitorul, într-o mare parte. Odată mai este cum mai este. Dar dacă venim și a doua oară, și a treia oară, deja nu mai ne educă deloc. Claudiu vorbește despre penitenciar folosind cuvinte simple, dar de o tristețe unică. Descrie o lume despre care știa din povestirile tatălui, care venise aici, sau din destăinuirile altora. Întâlnirea cu temnița a fost un șoc pentru olteanul rebel și violent. O întâlnire pe care nu o va putea uita vreodată. Imaginea pereților plini de igrasie și paturile aproape negre nu o va putea șterge din memorie. Sunt frânturi de amintiri care fac acum parte din el, din existența lui. Frânturi care l-au ajutat să se descopere și să-și analizeze viața. Frânturi care l-au ajutat să se schimbe. A conștientizat greșeala făcută și a înțeles că trebuie să plătească. Modalitatea de plată a fost aleasă de justiție. Te poate înrăi? Închisoarea? Da, sunt unele persoane care ne răiește. Știu eu în cameră, am vorbit cu niște băieți și i-a făcut mai răi, mai dușmanul și mai să-și pună în ambiție să facă iar. Și ziceau, apoi vin la pușcărie, vin și gata. S-a spune eu, ce să fac afară? Vin la pușcărie. Aici am ce am. N-au familie unii dintre ei, n-au... Poate să-i facă răi pe unii, aude orice fapte aici și când iasă afară le pun în aplicare. Ba un fur, ba o aia, ba o aia, ba o spargere, ba o tâlhărie. Am auzit mulți care au gânduri diferite față de mine. Eu gânduri rele, eu am gânduri bune acum. Crezi că-ți meriți pedeapsa pe care ai primit-o? Da. Da, și merit și pe o parte. Îmi mulțumesc Dumnezeu că am intrat aici. De ce? Pentru că dacă nu intram acum cu faptele ăștia mai mărunte care le-am făcut, nu realizam nimic. Și făcea mai mult rău, mai multe, poate dădeam la cineva în cap și veneam, Doamne ferește, pedeapsă mare, 20 de ani, 15, 20, 25 sau pe viață sau cine știu ce,
Că ajutasem în ultima oară, numai în băutură, numai în bătăi non-stop, luasem interdicții în oraș acolo, în baruri, în anumite baruri, mai multe baruri. Făceam numai rău. Băteam, care mi se părea vorbește urât, mă ceam peste el acasă, spărgeam ușa, făceam rău, rău, rău. Și poate eu mă mulțumesc că am intrat aici. Mă mulțumesc că am intrat aici și acum am realizat. La început n-am realizat, primul an n-am realizat. Nu, e altceva, e din libertate ea, da, pușcărie. Vorbești cu ăla, nu o gândești. Dar când începe să te ia dorul de familie și vorbești cu ei tot timpul, ba prin scrisori, ba la telefon, ba la vizită și spune vorbe, pe mine așa m-a făcut, m-a îmblânzit. M-a îmblânzit și nu mai vreau să fac ce am făcut. Să vin aici, în niciun caz. Sărbătorile cum sunt la închisoare? Ce să vă mai spun, groaznici. Nu sunt cum ai fi alături de familia ta. La mine nu există sărbătoare aici. Este o zi simplă pentru mine, nu există sărbătoare. Sărbătoarea a fost și va fi când voi ieși de aici afară. Aici e o zi simplă cu deținuții. Care stăm, mâncăm la o masă ce mâncăm, ori fiecare, ori toți. De nu este sărbătoarea asta. Sărbătoare poate pentru altcineva, pentru mine nu. Sărbători sunt decât afară pentru mine. Detenția i-a arătat acestui bărbat cât de valoroasă este libertatea. Își aduce aminte că au existat zile în care nu a apreciat starea. Încarcerarea i-a spus în cel mai dureros mod ce înseamnă a fi liber. Seară de seară privește cerul și încearcă să simtă mirosul adolescenței pierdute. Îi lăcrimează în ascuns ochii și sufletul. Ascultă noaptea și încearcă să-și amintească atingerea libertății. O stare după care tânjește. Tu crezi că dacă nu ajungeai la închisoare, n-ai fi putut să te schimbi niciodată? Nu, nu mă schimbam. Mă schimbam că mă știu cum eram, eram orgolios, eram rău și dușmănos. Eram. Așa am fost eu. Așa am fost. Poate și din cauza, când eram mai mai luam, mai mă bătea tata, mai mă certa că nu făceam mai. Și poate și din cauza asta, ura asta, am prins o ură în corp așa, în sufletul meu, eram rău, rău. Nu puteam. Am fost dat afară din apartament de tată, am stat cu chirie, din cauza că am stat cu persoane, am stat cu o fată care avea o fetiță. Și tatăl meu, fiind un om mai așa, mai exigent, nu suporta să ia o femeie cu copil. Și eu am iubit-o și am iubit și fata, am avut grijă 3 ani jumate de ea, la școală, totul îi plăteam eu. Și nu m-a dat afară și ura asta mă făcea pe mine, făcea mai mult rău, nu vorbeam cu el. Și când m-a arestat, când m-a arestat pe mine, până să mă aresteze pe mine, când a făcut tata problema cu accidentul, nu vorbeam cu el. L-am aflat noaptea și m-am dus la țară la el. Și tot fără permis m-am dus la țară. M-am dus la țară la el ca să iau lui, să încerc eu să mă ajung înaintea lui, să iau acolo lui fapta, să nu mai e el, să vină la pușcărie. Pe o parte eram și dușmănos, pe o parte eram și blând. Așa am fost eu. Ce crezi că e cel mai important în viața unui om? Cel mai important în viața unui om, nu știu dacă la toată lumea e important ce e important la mine, dar la mine cel mai important a fost până acum familia și va fi tot timpul, dar pe primul lucru va fi un copil când o ieși afară și m-o-și însura și o să am un copil, el va fi cel mai important lucru. Și al doilea lucru va veni familia. Ce reprezintă acum libertatea pentru tine? Libertatea, cel mai prețios lucru, ceva ce n-am putut să-l prețuiesc, nu mi-a plăcut să-l prețuiesc. Libertatea este tot ce îmi doresc acum, tot ce aș putea să, nu mai eu, majoritatea oamenilor care sunt cu capul cât de cât pe umeri și au realizat, e cel mai prețios lucru, ca și pentru mine. Tu ți-ai făcut prieteni aici? Prieteni? Nu suntem prieteni, suntem colegi de cameră, într-un fel suntem și prieteni, că ne ajutăm cu o bucată de mâncare, cu un suc, cu o cafea, dar nu suntem prieteni, suntem colegi de cameră. Prieteni, nu avem prieteni aici. De ce? Nu sunt buni prieteni la pușcărie, prieteni aduc necazuri, prieteni aduc. Dacă faci un prieten, cea nu te-ai băgat pentru mine că m-a încertat cola. Și dacă te bași pentru el, se fac rapoarte, ne dă pedeapsă, ne condamne, poate ne taie ce am executat. De aia nu sunt bun prieten aici la pușcărie. Un simplu
colegi de cameră și ne ajutăm. Atât. Așa consider eu din punctul meu de vedere. Claudiu este un exemplu de ambiție și de recunoaștere. Numără în fiecare zi clipele pe care le mai are de petrecut printre condamnați. Este și el un încarcerat pe care, mai mult ca sigur, societatea îl va judeca. Regretă ceea ce a făcut și își dorește cu disperare ca lumea să-l privească pe cel de acum și nu pe copilul rebel de altă dată. Se descrie ca fiind un om calm și responsabil, un bărbat care și-a înțeles lecția vieții, un om care își iubește necondiționat familia, un tânăr care știe cu siguranță că nu va mai ajunge în lumea celor încarcerați. Dacă ar fi părinții tăi acum în față, da, ce le-ai spune? Ce să le spun, că iubesc foarte mult și că aș vrea să ies să fiu lângă ei alături. Ai un mesaj pentru cei de afară? Da, să fie cuminți, să nu vină aici, la pușcărie, la închisoare. E cel mai important să-și iubească familia și copiii dacă au, care au. Asta e cel mai important lucru, să nu aibă niciodată în gând pușcăria. Nici să nu se gândească la ea. Și pentru colegii de închisoare? Pentru colegii de închisoare să fie cum și ei la fel, să ducă la familiile lor acasă și să nu mai vină aici. Acum nici eu nu vreau să mai vină aici, niciodată. Claudiu Viorel Găman, un alt condamnat, o altă poveste. O destăinuire pe care toți cei liberi ar trebui să o asculte. O altă lecție de viață prezentată într-o lume pe care nimeni nu și-o dorește. Aici se încheie această poveste din care tinerii de astăzi au ce învăța. Sunt Adriana Stoicescu și vă dau întâlnire care fiecare dată, săptămâna viitoare, aici, la Condamnații. Aveți ceva să vă reproșați? Da. Ce? Că am avut încredere în oameni. Asta. Ce pregătire aveți? Liceu, școala militară. V-a schimbat în vreun fel perioada asta de detenție? Ce om erați când ați venit aici și cum sunteți acum? Păi acum sunt într-o stare de depresie nervoasă. Foarte accentuată. Poate fi depășită starea asta? Credeți? Ce trebuie să faci ca să nu ajungi la astfel de stări, să faci față sistemului de detenție? Există vreo, nu știu, soluție miraculoasă? Păi, ar exista și aici. Mai fim atât să aglomerați în cameră, că nu te poți mișca, nu? Gândiți-vă într-o cameră de 30 ceva de metri, 24 de persoane. Nu poți nici să... Toți vorbesc, toți... Două televizoare în cameră, zgomot. Deci... Nu se poate. E aglomerația mare. Ce ar trebui schimbat? Care ar fi primul lucru care ar trebui schimbat în sistemul de detenție? Dezaglomerarea camerelor. Adică să nu mai fie așa aglomerație. Fiind așa aglomerație, nu te înțelegi om cu om. Gândiți-vă, sunt două televizoare, fiecare pe programul lui îți urlă în urechi de... Că unii vor să vadă ceva, unii ceva și... Nu se poate. În cameră. Poți avea încredere în cineva aici, la închisoare? Păi poți să ai încredere, că... dar nu în colegii de cameră. De ce nu în colegi? Deci în camera mea nu poți să ai încredere. Ce condamnări au colegii de cameră? Pentru ce au ajuns aici? Păi majoritatea sunt cu omoruri, tâlhării, omor, tâlhării, violuri. Deci, majoritatea au peste 10 ani condamnat. Și cum e să te trezești
că ajungi să conviețuiești cu astfel de oameni? Cu teamă, cu... Greu. Ce vă spune familia când vine la dumneavoastră? Le-am zis să nu mai vină. Ce s-a întâmplat de a ajuns aici? Am făcut o tâlhărie. O tâlhărie calificată. Am fost mai mulți. Am fost 3 persoane. Datorită un anturaj prost, am intrat în casă peste un bătrân și am comis infracțiunea. Despre ce anturaj este vorba? Cum să spun, un anturaj mai ne la locul lui, pentru că nu a fost vorba să nu duc lipsă de bani sau... Am fost puțin băut în acea seară și prietenii mi-au spus, hai să mergem, putem să facem rost de bani mai ușor. Am mers și pe moment nu mi-am dat seama ce o să fac. Dar ați mai făcut așa ceva până atunci? Nu, niciodată. Tu câte școală ai? 12 clase. Cum au reacționat părinții când au auzit ce ai făcut? Vă dați seama că nu au reacționat foarte plăcut, ei știind că sunt un băiat cu minte la locul lui, s-au supărat și au pierdut încrederea în mine, părinții, bunicii, începuseră să se ferească de mine, nu se mai țineau banii în casă unde se țineau de obicei, poate că le erau frică că poate o să fur și din casă. Dar cu încetul au văzut că îmi pare rău și au prins înapoi încredere în mine. Cum a fost când ai ajuns pentru prima dată la poliție, când a trebuit să dai declarații? A fost ceva pentru mine și din comun, pentru că m-am panicat, nu știam ce să fac. A fost prima dată când am ajuns la poliție, nu știam ce să le răspund și a fost mai bine și mi-am recunoscut fapta. Am spus totul cum s-a întâmplat și a fost mai bine. Și când ai auzit condamnarea, cum a fost? Nu a fost foarte bine. Nu mă așteptam. Deci a fost ceva care nu puteam să le descriu în cuvinte. Încearcă să descrii puțin ziua aia când... Am primit prima dată 2 ani, iar apoi am făcut recurs. Am făcut recurs și m-a ținut puțin în pronunțare și... Într-o seară am intrat pe internet și am văzut că am rămas tot la 2 ani. N-am știut ce să mai fac. Familia toată a intrat într-un șoc, eu la fel. Nu pot spune, cel mai rău în această situație a fost afectată sora mea. Având în vedere că ea este mai mică decât mine, are 12 ani și a fost foarte afectată. Pentru că eram 2 frați uniți afară, ne înțelegeam și nu s-a așteptat să ajung aici. Și după ce am primit condamnarea, după 2 zile a venit și m-a luat de acasă. Cât de mult a schimbat pe tine închisoarea? Foarte mult. M-a schimbat foarte mult. Am învățat că familia mă iubește foarte mult. Credeam că nu prea însemn nimic pentru ai mei. Dar m-a schimbat foarte mult pentru că mi-am dat seama că prietenii cu adevărat sunt doar familia mea. Sunt mult mai aproape de mine, vorbim orice, pe orice temă, vorbim deschis.
mă vizitează, mă susțin și când o să mă eliberez, am unde să mă duc.